Atitudine inumană. Un pacient din județul Iași a fost refuzat de o ambulanță pe motiv că oricum moare. Bătrânul în vârstă de 79 de ani, bolnav de cancer, trecea prin dureri cumplite, iar nepoții săi au cerut cu disperare ajutorul unei salvări. S-au lovit însă de răspunsul șocant al unui dispecer de la 112. Bărbatul le-ar fi spus că ar fi inutil un drum la spital, pentru că nimeni nu-l mai poate ajuta pe bătrân. Solicitat salvarea, nu a vrut nicio salvare să-l ia. A încercat nepoata. S-o certa cu salvarea, nu a venit. A spus că are cancer și trebuie să moară. Disperați, oamenii au mai sunat încă o dată. De data aceasta au înregistrat apelul. Nu poate sta în fund. Acuză dureri foarte, foarte mari. Nu e și la un câine, îl iei de pe stradă și vezi ce poți să-i faci. Vorbim de un om. Nu e vorba de asta, domnule. E vorba să-i duci la spital, dar nu are ce să-i facă. Până nu le-am spus că înregistrez, că este înregistrat acea convorbire, nu au dorit să-mi trimită ambulanța. După ce au auzit că înregistrez acel apel, m-au întrebat unde să trimit ambulanța. Conducerea serviciului de ambulanță Iași cercetează cazul. S-a declanșat o anchetă de cercetare la nivelul instituției noastre vis-a-vis de materialul apărut în presă, în care un cetățean este nemulțumit de modul de comunicare al operatorului la 112. Bătrânul este internat acum la spital și este în stare gravă. Familia vrea să facă plângere.